cea mai mare achiziție a României în timp de pace din istorie este cumpărarea avioanelor F-35 din Statele Unite. Aceste aeronave multirol, extrem de performante, nu vor putea fi însă livrate decât în 2030. Poate că până atunci, sperăm că până atunci, nu va mai exista niciun război, niciun pericol de război împotriva României, dar nu asta este problema. Problema este că, între timp, americanii lucrează la F40, la F45, nu știu cum se numesc. Adică, mereu uh, va exista un mare decalaj. Între cele mai performante aeronave americane și ceea ce noi suntem în stare să achiziționăm, la fel cum acum, un cu aeronave concepute în urmă cu 10 de ani. F16 sunt aeronave care au început să fie construite în 1970, deci au trecut de atunci 60 de ani aproape.